La 26 ianuarie 1918, în comuna Scornicești din județul Olt, se năștea cel de-al treilea copil al familiei Ceaușescu, cel ce avea să dețină peste ani întreaga putere în stat. Aparent rebel în adolescență și încarcerat pentru distribuirea de manifeste comuniste, a intrat în nomenclatura comunistă impusă în România după război de Uniunea Sovietică. În 1965, la câteva zile de la moartea lui Gheorghe Gheorghiu Udeș, Ceaușescu preia funcția de secretar general al Partidului Muncitoresc Român, echivalentă cu cea de șef al statului. Pe 28 martie 1974 este ales președinte al Republicii, funcție nou înființată, și ajunge să dețină întreaga putere a statului. Strategiile aplicate în sistemul de funcționare al țării seamănau perfect cu cele din China sau Coreea de Nord, de unde s-a inspirat după vizitele oficiale de la începutul anilor 70. Să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni. Limitările extreme impuse de unicul partid aflat la putere a creat o spaimă generală printre reprezentanții poporului, care își amintesc cu teamă de vremurile trecute. 72 de ore am stat arestat la miliția județeană, că așa era înainte, nu era poliție, miliție. Și am stat arestat cu miei noștri, că n-aveai voie să sacrifici. Și am tăiat de necesitate și ne-a ținut arestat 72 de ore. Eram încă elev și intra milițienii pe vremea aia și spunea: ce ai furat? Nu am furat, domnule, nimic, aveam banderola la mână. Și spunea, zice, acoțule, las că vezi ce te omorâm noi acum. Să dea Dumnezeu niciodată să nu mai vină comunismul în nicio țară din lume. Pentru că e cea mai mare nenorocire de pe pământ, comunism. Eu am trăit anii aia și foarte bine cum se trăia. Exista și teroare civică, da. Era omului frică să vorbească. Acum e libertatea cuvântului, dar asta nu face mare diferență oricum. Pentru unii, asigurarea unui loc de muncă pe vremea comunismului era tot ce conta. Binele se reflecta în puținul asigurat de către stat. Să câștiga bani de acasă la tineret, acum... Care poate, poate, care nu poate, nu poate. Vânzarea nu merge niciun fel, nu sunt salariați, nu sunt păbrici, nu-i nimic. Cu ce să trăiască lumea asta? Ce să încuperi brânza mea? Nu am bani nici de un lapte, laptele stă acolo să te uiți la el. Aveam de toate pe masă, de-aia am crescut 11 nepoți. Ceaușescu ne aduna, ne dădea școală, învățai meserie, servici. Eu am fost mulțumit cât a fost el. Și acum am mulțumit, dar nu prea. Nu am copii realizați, copii... O să-i întrețin eu din pensie și din ce muncesc. Caută locuri de muncă și unde să duc. Dacă nu ne tăia curentul, dacă nu ne tăia televizorul și era puțin mai liberi, probabil că mai rezistă așa cum, eu știu. Există într-adevăr democrație și democrație. Cum se poate oare vorbi de egalitate, libertate și democrație între țările bogate și țările care nu au nici $100 pe cap de locuitor? A realiza egalitatea înseamnă a realiza și condiții materiale necesare. Teroarea comunismului a lăsat urme marcante în sufletele românilor, care au știut ce înseamnă frica, hrana, curația, tratamentele aplicate de miliție și securitate, reeducarea, limitarea în gândire și uniformizarea. Pentru unii, regimul comunism a însemnat o metodă cumplită de distrugerea personalității umane. Cei mai curajoși s-au mobilizat și au reușit să înlăture monopolul pe care comuniștii îl dețineau în România, odată cu evenimentele din decembrie 1989, care au culminat cu uciderea soților Ceaușescu, după un proces cu deznodământ cunoscut.